Pentru a marca altfel 120 de ani de existență, producătorul autohton de bere s-a gândit la tot felul de evenimente și astfel s-a ajuns și la colaborarea cu artiștii fotografi și redactorii revistei National Geographic România. Sigur că sunt câteva imagini care prezintă pur și simplu ambientul natural, cum este această imagine de pe Valea Teleagenului. Pur și simplu, această zonă a Brașovului îmbină foarte bine o grămadă de elemente naturale. Aș zice că este un județ doar, dar care are geografie cât pentru o țară întreagă. Turiștii aprobă și reconfirmă că Brașovul oferă adevărate minuni și surprize, menționând totuși că pentru turismul autohton și promovarea acestuia încă mai este loc de îmbunătățiri. Venim de la mare, dar suntem din Oradea. Da, da. Vă place Brașovul? Da. Ați apucat să vedeți și altceva în afară de centrul orașului? Nu prea. Am fost în Poiană, n-am mers pe trasee. Cel puțin nu aici. Probabil că vom reveni. Adică nu probabil, sigur. Foarte reușită. Superbă. O inițiativă de lăudabilă, ca să spun așa. Păcat că sunt prea puține. Trebuie mai multe. Exact, exact. Fiindcă sunt foarte multe locuri foarte pitorești, zone frumoase, România nu sunt promovate, turismul nostru cam lasă mult de dorit. Este loc de mai bine mult, mult. De unde veniți? Din București. București. Da. Place Brașov? Foarte mult îmi place Brașov. N-am venit de vreo 39 de ani în Brașov. Da. Și mi s-a făcut dor să vin pe aici. Aveți ceva schimbări? S-a schimbat un pic? În bine, s-a schimbat foarte mult în bine. Am dat mâncare la Porumbei, am fost la Biserica Neagră. Eu cred că este cel mai frumos județ din țară și merită văzut. Și cu trenul am venit, am stat la geam, tot drumul, niște peisaje de poveste. Vă place rama? V-a plăcut fotografia? Absolut, absolut. Dacă am fost vânător o viață, acum bătrân, nu mai pot să merg la Măgura. La Măgura chiar am împușcat un țap acolo. Așa că ia uitați, mi-l pun pe birou. Ce părere aveți de toate fotografiile? Deosebit. Fotografii deosebite. Deosebite. Foarte. Peisaje, natură, ce-și dorește omul ca să trăiască mult. Vrem să vedem Brașovul, Branul și poate după aceea și Bucureștiul, după care vom merge acasă înapoi în Olanda. Chiar nu știam că există așa multe oportunități și așa peisaje. Este frumos, iar broșura este foarte bine realizată. O să o studiez foarte atent. Este grozav că este realizată cu ajutorul celor de la National Geographic. Este un proiect frumos, ceea ce merită o altă vizită la Brașov. Noi plecăm azi, dar ne vom întoarce să vizităm totul. Mă bucur foarte mult dacă această hartă și această broșură poate într-adevăr să fie un ghid pentru a chema oamenii să cunoască mai bine frumusețile naturale ca și cele istorice ale Brașovului. Această colaborare vine, de fapt, să marcheze o serie de evenimente prin care aniversăm 120 de ani de bere făcută în armonie cu natura în Brașov și avem mult mai multe surprize pe tot parcursul lunii septembrie. Expoziția de fotografie semnată National Geographic România va rămâne în Piața Sfatului până pe data de 2 septembrie.